ora reciclării sunt pregătiți pentru asta? Sunt 100% convins că vor intra. De altfel, primele discuții pe care le-am avut în legătură cu sistemul garanție-returnare au avut în vedere și un studiu sociologic, din care am învățat faptul că românii vor să recicleze, faptul că românii vor să știe că atunci când duc un PET sau o sticlă sau o doză de aluminiu la fracția corespunzătoare, vor să știe că va ajunge la reciclare, nu colectată în amestec, nu dusă pe groapă, nu să ajungă în vreo pădure sau în vreun lac sau vreun râu din România. Deci, din acest punct de vedere, înțelegând efortul pe care îl faci atunci când, mergând înapoi la magazin, iei și câteva peturi în sacoșă, dar sunt sigur că România abia așteaptă sistemul garanție-returnare. Ce ar trebui să știe? De ce este important să recicleze? Pe lângă acea recompensă? Eu cred că fiecare dintre noi am văzut cel puțin o dată în viață cum arată natura plină cu peturi sau cu alte tipuri de gunoaie din ambalaje. Că am mers la iarbă verde, că am văzut un lac sau un râu din România. Cred că dincolo de investițiile pe care le presupune sistemul de garanție returnare, dincolo de locurile de muncă pe care le creează și dincolo de faptul că va lua România de la 12-13% cât avem astăzi colectare separată și o vom duce mult mai sus. Dacă ne uităm la experiența altor state, constatăm că sistemul garanție-returnare atinge performanțe de 95-96-98% în cazul Germaniei. Este foarte simplu, românii trebuie să știe că imediat ce vor înapoia recipientul la orice magazin din România, nu la magazinul de unde l-au cumpărat, își vor recupera cei 50 de bani și, mai important de atât, acea sticlă, acel PET sau acea doză de aluminiu va ajunge la reciclare, ceea ce va însemna resurse mai puține consumate de către noi toți și va însemna și un mediu mai curat. Bun, despre celelalte centre de sortare, unde și când vor fi deschise? Despre celelalte centre de sortare o să vă răspund doamna CEO Gemma Webb imediat, așa cum a făcut-o și mai devreme. You got the same question, Gemma, about the other sorting centers. Yes, so this is the first sorting center, the first part of the infrastructure that we're implementing. The next one will be in Timiş County. And after that, we will roll them out month and month over the next number of months and throughout next year. What will happen is the DRS packaging with the logo will come onto the market over the next 3 to 4 months. So as this comes on and as put in place the capacity. So we'll be putting these in place all the way through next year. Thank you. Domnule ministru, despre o altă problematică de mediu, acele vouchere pentru românii cu SOVE, cum plănuiți să le oferiți și de ce sunt necesare? Ele sunt necesare pentru că în România 3,5 milioane de gospodării încă se încălzesc cu lemn de foc. Și am înțeles că, pe de o parte, trebuie să investim în eficientizarea energetică a clădirilor în care locuiesc acei oameni și din acest motiv, în trecut, administrația Fondului pentru Mediu a avut programe precum Casa Eficientă Energetic, dar în același timp am constatat că mare parte din sobele pe care acele gospodării le folosesc au o eficiență scăzută, 20-25%, și după consultări cu specialiști care ne-au spus că care se depășească 85-90% randament la sobe, fapt care nu contribuie doar la o economie a lemnului de foc, ci la legată de calitatea aerului, nu doar în marile aglomerări urbane, dar și în micile comunități. De anul viitor vor fi eliberate vouchere sau când, estimați? Programul va fi pus în consultare publică anul acesta. Vreau să am feedback de la toți producătorii, de la toți importatorii de astfel de
dispozitive de la autoritățile publice locale și nu numai. Și eu cred că imediat ce terminăm acest proces atât de necesar de transparentizare publică, programul să poată să înceapă. Mulțumim! And now we'll do the handbook.